Revenirea elevilor și a profesorilor în școli și cazurile de COVID-19 apărute în rândul acestora în ultima săptămână le-au trezit la realitate pe autorități. Deși profesorii ar fi trebuit să fie primii pe listele de vaccinare înainte de redeschiderea școlilor, acest lucru nu s-a întâmplat. Acum, Sorin Câmpeanu anunță vaccinarea cu prioritatea personalului din instituțiile de învățământ. Din analiza efectuată astăzi, 21 februarie, împreună cu Comitetul Național de Vaccinare, rezultă că este posibil ca vaccinarea prioritară a personalului personalului din sistemul de învățământ să demareze chiar în această săptămână. Pentru programare va trebui ca fiecare inspectorat școlar și fiecare universitate să furnizeze cât mai rapid către direcțiile de sănătate publică listele nominale cu personalul din învățământ care dorește să se vaccineze în aceste centre, grupat în funcție de vârstă sub și peste 55 de ani. Operațiunea va dura circa o săptămână. Locațiile centrelor locale de vaccinare prioritară a personalului din învățământ sunt deja cunoscute. Spre exemplu, exemplu, pentru București se are în vedere organizarea a 22 de linii de vaccinare în complexul Romexpo. Potrivit datelor făcute publice de Ministerul Educației, până acum s-au vaccinat 42.000 de angajați ai sistemului de învățământ, din care 21.000 au făcut și rapelul. Acest număr nu include personalul din învățământul superior medical, personal care, deși este angajat în sistemul de învățământ, a fost înregistrat la vaccinare în categoria personal medical. În acest moment, în platforma de vaccinare, s-au înregistrat o 128.817 angajați din sistemul de învățământ.